Chiar tu l-ai la Juventus, că veni de Juventus, l-ai pe copilul ăsta, Drăgușin, dacă nu mă înșel. Da, dacă e articole din urmă și vezi, nu o să mai joace niciodată la profesioniști. E nasol, se antrează cu Ronaldo. Deci a fost chemat de Pirlo, așa, la echipa mare. De o săptămână se antrează cu echipa mare a lui Juventus. Este un băiat care toată lumea îl dorește. Noi suntem în ultimul an de contract cu Juventus. Sunt discuții și cu ei. Ne vom întâlni, dar sunt foarte, foarte multe cluburi mari care îl doresc. Și o să vedeți. Nu îmi place să vorbesc în ziar. Se transferă la... Știi, mai sunt știri din astea. Îl dorește un club mare de tot. Barcelona pe Florinel Coman. Da, bine, asta. Dacă îl dorește, îl cumpără. Și o să vedeți ce o să se întâmple la Radu Drăgușin. Tu ce planuri ai pentru Radu Drăgușin? Trebuie spus pentru cine nu știe, este vorba de un stopper de 18 ani, la 1,91 m, dacă nu mă înșel deja, fizic foarte puternic. Puternic și un băiat de mare caracter, capitanul echipei naționale Under-19. Crescut de Juventus, nu? Crescut de Regal Sport și crescut de Juventus în ultimii 2 ani și avem deja de când suntem acolo. Și el este în ultimul an de contract. Și acum, normal, Juventus ne cheamă într-una, sunt negocieri avansate, dar o să vedeți, o să fie o surpriză și eu mizez pe el că o să fie unul cel mai bun fotbalist român. Adică cred că va fi singurul fotbalist român care va juca în top 5. Interesant ce spui. Dar nu putem să ne păcălim cu el, de exemplu. Uite, îți dau un alt exemplu. Am mai avut jucători Dulca, Pașcanu au jucat Ornicu în Anglia și au fost luați cu surle și trâmbițe. Gata, domne, a venit la CFR Pașcanu, l-au aruncat imediat la voluntar împrumut. Nu, este pentru care prima... e diferența între ei și el? Nu-i cunosc personal pe Pașcanu și pe... Da. Dar, uite, îți dau un exemplu. Pașcanu, când nu s-a mai înțeles cu Leicester, da, unde a venit? La CFR. Da. Eu, dacă nu mă înțeleg cu Juventus, o să vedeți unde merge. Unde? Păi am 17 cluburi care îl văd. Și de top, nu... Deci, valoarea lui este... Nu să vină în România, niciodată. Deci am cluburi din Italia, am cluburi din Anglia, am cluburi din Spania, de primă ligă, care și-l doresc. Și știi ce face diferența? Caracterul. La ce caracter are acest băiat? Că chiar îi spuneam mamei lui. Spuneam, bă, dacă îl desenam, nu-l făceam așa. De jur, dacă eu îmi ziceam, bă, trebuie să fie așa, așa. Un copil modest, umil, respectos, nu fente, nu tatuaje, nu ajuns în Italia. Asta, acum, de ce să judecăm oamenii după tatuaje și freze? Contează? Contează foarte. Tu, ca impresar, te uiți dacă îți vine un puș tatuat, zici, ăsta nu-i serios? Nu, ideea nu că se tatuează. Că tu vezi atitudine, numai pe fotbal. Bravo! Uite, am avut experiență. L-am dus pe Himčinski la Empoli. Da. Fabián Himčinski era unul cel mai bun atacanți. Talent. N-a reușit. N-au ajuns. Păi da, dar după 3 luni îl vedeam cu căciulă, nu știu de care, și punea pe Facebook. Ia uite-te pe Facebook-ul lui Drăgușin. Vezi vreo de-asta de cu gagici sau la discotecă sau... E exetat să ajungă. Și cine muncește, crede-mă, reușește. Dar trebuie să fii umil, trebuie să lași capul jos și să pui fizicul la treabă. Ai acceptat pentru el, de exemplu, un împrumut în Liga I? Niciodată. Niciodată. Am oferte din Anglia de la Premier League și să accept împrumut în Liga I. Eu am urat un singur lucru când a plecat de la Regal. Zic, să pleci tânăr, să vii bătrân. La 30 ceva de ani, 8, 4, 39, dacă vrei să mai joci un an în România, bine, dacă nu, nu. Dar am înțeles că acolo se muncește. În momentul când a ajuns la Juventus, în loc să... Chiar îi ziceam, zic, bă, râzi și tu un pic, era foarte serios. Ai semnat cu Juventus. Florinel zice, am de muncit, eu ca să rămân aici ăștia în fiecare an aduc cei mai buni din lume. Dar tu la ce cot îl estimezi acum în momentul de față pe Drăgușin? Nu exagera că știm. Nu exagerez. Eu spun despre ce se discută. Atenție, n-are meciul la seniori. Nu. Are, ba da, are la seniori. La Serie C în Italia, la Under-23. Serie C. Under-23, mersi, așa jucau și la... Serie C, Under-23, în Anglia au campionat între Under-23. Juventus Under-23 joacă în Serie C cu Monța, lui Berlusconi, joacă cu jucători maturi. Arsenal și ea joacă Under-23 cu Under-23. Da. Uite, te întreabă o privitoare cu jocarul Angelica. Bună dimineața, Florin, îl cunoști pe Ianuș Gol? E vorba de mijlocașul central care a semnat, polonez de 34 de ani, fostul capitan al Cracoviei. Nu-l cunosc, dar am auzit lucruri bune despre el. Acum te întreb altceva, că eu m-am uitat pe CV-ul lui. Stau și mă gândesc, bă, dacă până la 34 de ani a jucat la Cracovia, capitan, a jucat la Legia Varsovia, a fost și acolo capitan la un moment dat și are toate sezoanele, ultimele 10-12 sezoane jucate full, Cred că... Nu prea ai cum să greșești, nu? Nu ai cum să greșești. Uite, iarăși, de exemplu, dacă ai un jucător care are peste 20 de meciuri în Serie A în Italia, eu mai trebuie să te mai uiți, bine, să nu fie cium, rupt. Dar nu ai ce să te uiți la CV-ul care îl are. Bun, dacă e foarte bătrân și nu mai poate, cum a fost Giulio Baptista, că dacă te uitai la CV-ul lui Baptista, te lua capul. Dar omul era bătrân ca mine, nu mai putea. Ai văzut și aia cu Ronaldo, cu Taribo West? Când a povestit Ronaldo că a jucat cu el, era under 16 și Taribo West under 23. Și când a ajuns la Inter erau de-o seamă. Exact, incredibil. Bun, s-au mai făcut multe, dar nu știu că și Bănel Nicoliță avea vârsta dată un pic înapoi. Da. Bun, Craiova eliminată, crezi că se va tăia un pic conducta cu bani în Oltenia? Nu. Nu? Acum, hai să spun, l-am criticat pe domnul Rotaru pentru... Dar, pe de altă... o chestie pe care ți-a făcut-o ție. Da. Așa. Dar, pe de altă parte, investește bani, având jucători surprinzători de bine, adică trebuie să fim echidistanți, să dau cezarului ce al cezarului. Adică pe lucrurile care le-a făcut bine, le punctez și zic felicitări. Pe celelalte lucruri, dacă nu le schimbă, karma... Bergodi e antrenor de campionat, pentru că deja vedem că echipa tremură, cu Sepsis s-a chinuit. Mi-mi place mult de Cristian. Eu l-am dus la Iași pe vremuri, înainte să-l ia Steaua. Și eu cred că este un antrenor bun, un antrenor care vine dintr-un campionat puternic, o altă mentalitate, dar știi că toată îți mai trebuie și un pic de noroc. Și depinde și dacă este lăsat să facă. Nu știu care e situația acolo. Bun. Uite că toți vin întrebări pentru tine și întrebări pertinente, așa că o să ți le mai citesc. George Cod, domnule Manea, cum se face că Vali Alexandru era foarte eficient la Gloria Buzău și la Rapid a fost atât de slab? Păi, vorbim de două echipe diferite, așa. Gloria Buzău și FC Rapid. Așa. Și dacă te uiți în ultimul an la Gloria Buzău, a dat decât 2 goluri din acțiune și alea cu Snagov. Adică e mult mai complexă treaba. Eu știam... că nu se... Aici menționez și eu că deși Florin Manea pare genul care vorbește mult și după război se arată, vă garantez, mi-a spus mie personal că Vali Alexandru nu va face treaba la Rapid în momentul în care a fost transferat. Aici confirm și eu. Am spus mi-a spus 100% nu va confirma la Rapid. Da, și când vedeam, dai seama, declarații, garanție, 15 goluri, eu am știut. Ultimul mare număr nou al României, nu? Ultimul număr nou al României. Eu asta fac, asta mă ocup de 20 de ani, evaluez jucători, nu? N-are cum, chiar și antrenori să fie să le evalueze mai bine ca mine, că nici eu nu pot să antrenez ca ei. Eu nu pot să mă ocup să antrenez ca și croitorul. Dar cât el de manager și recunoaște și el asta, am ochi mai bun ca el la jucători. Are și el foarte bun, de-aia și sunt surprinzătoare. Altă întrebare pentru tine, Florin, Daniel Anton. Revenirea lui Nemeț e un câștig pentru Dinamo? 34 de ani, totuși un atacant. Nu, din punctul meu de vedere nu. Pentru că nu marchează mult? Da, mie nu mi se pare. Nu un marcator, însă specialiștii vorbesc că ar fi foarte bun pe jocul tactic. Da, probabil, nu știu, eu nu-l văd. Nu, mie mi-a plăcut nici când era la Dinamo. Foarte mult. Depinde de sistemul care îl joci. El este un prim vârf. Poți să joci mingii pe el, dar ciorba încălzită, știi cum e, eu nu prea... Nu văd să fie reușit.